2 lei pentru adulți și 1 leu pentru elevi. Atât costă intrarea în muzeul George Coșbuc, un preț ridicol de mic. Dar și așa puțin sunt cei care vizitează muzeul. Marele este mirarea angajaților din cadrul muzeului atunci când cineva bate la ușă. Echipa STV a luat prin surprindere. Ieri după masă am făcut o vizită la Casa Memorială George Coșbuc. Surprinși am fost și noi să intrăm și să nu găsim pe nimeni. Am strigat încoace și încolo, dar nimic, liniște totală. Casa era vegheată doar de statuia poetului. Și orarul spune că muzeul funcționează sau este deschis de la ora 9 până la ora 17 după masă. Acum este ora 12:30 și nu am văzut pe nimeni. Pardon, am văzut statuia lui George Coșbuc. Ușa era deschisă, am zărit la ușă chiar o mutură, dar nimeni nu intră. La câteva minute a apărut și femeia care are grijă de muzeu. Ne spune că aici nimeni nu intră. Să nu ne facem probleme, hoții nu au ce lua și ne spune că am nimerit într-o oră proastă, pentru că directorul muzeului este plecat la masă. Nu se întoarce decât peste 2 ore. Așa că ne-am mulțumit cu ce am primit. Femeia de serviciu ne-a mărturisit că încă nu a început sezonul de vizite. Vara sunt cei mai mulți oaspeți și la sfârșit de săptămână, când vin elevi de la școlile din județ. Prețul este extrem de mic, 1 leu pentru copii și 2 lei pentru adulți. Atât costă să vezi cu ochii tăi camera în care s-a născut Coșbuc și opera sa. Tot femeia de serviciu este cea care ne explică una alta din ce știe și ea. Ne spune că obiectele expuse în casă sunt toate originale, inclusiv călimara cu care a scris poetul poezia Mama. Muzeul Coșbuc este singurul muzeu închinat exclusiv poetului. Acest motiv a fost prioritar în a aduna și a expune fotografii, documente, corespondență, ediții din opera poetului și traduceri.
Femeia începe să ne povestească câte ceva despre casă. A fost construită în secolul al XIX-lea, mai exact în anul 1840, cu piatră de râu. În curtea muzeului se află bustul poetului realizat de Oscar Han. Ca la orice casă de români, intrarea se face prin tindă, un fel de hol, din care vizitatorul va alege mai întâi camerele, care te îmbie la recunoștință.